Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru energia vibrației 13. Să vedem ce noutăți apar. De aici vă rog tare mult să luați lucrurile cu care rezonați. Ce nu, să lăsați deoparte. Și înainte de a începe, mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături. Mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru sprijin și suport. Dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul. Vă invit pe toți, în măsura în care aveți timp, să apreciați acest clip dacă rezonați cu mesajele de altfel. Vom vorbi despre numărul 13, care, prin perspectiva cheilor genelor, ne vorbește despre empatie, discernământ sau disonanță. Este o zi în care vă voi traduce aspectele astrale prin proverbe, pentru a fi mai ușor de înțeles. Spre exemplu, unde dai și unde crapă, ce am vrut eu să spun și ce ai înțeles tu. Of, m-am săturat de aceeași situație. Trebuie neapărat să fac ceva. Cum să fac să reușesc? Cum să fac să reușesc? Cam asta spun astrele în acest moment. Poate fi o zi cu încărcătură emoțională profundă. Poate fi o zi care aduce orgoliu din lipsă de discernământ, din lipsă de empatie. Poate fi o zi în care oamenilor să nu le pese de aproape și indicat este să ne pese de aproape, pentru că singuri pe lume nu am putea să experimentăm viața la frecvența ei cea mai înaltă, nici măcar la frecvență joasă. Este o zi care s-ar putea să scoată la suprafață multe lucruri care nu sunt în regulă, pentru ca noi să ne folosim discernământul, astfel încât filtrul realității noastre să se curețe, să fie unul foarte realist și foarte obiectiv când vine vorba despre tot ceea ce ne înconjoară. Pot apărea aici mici discuții în zona energiei feminine, despre sentimente, despre trăiri, despre lucruri pe care le luăm personal sau cu femeile. Nu neapărat că bărbații ar fi mai prejos, ba pot apărea și chestiuni foarte masculine, foarte orgolioase, care sigur că se pot dezlănțui în conflicte majore. Atâta vreme cât ne păstrăm mintea limpede, atâta vreme cât ne folosim de energia momentului prezent, pentru a trece de la disonanță la empatie, lucrurile stau bine. Ce înseamnă disonanță? Păi fix ce am spus. Ce spun eu și ce înțelegi tu. Și toate aceste neînțelegeri se pot produce când vine vorba despre comunicare, pentru că Jupiter își păstrează acea tensiune cu Saturn în acest moment și Jupiter se regăsește în Gemeni în semnul comunicării și al intelectului. În timp ce Saturn în Pești spune nu-mi pasă de nimic. Nu există pentru mine acum nimic din ceea ce eu să nu pot face. Nu țin cont de nimic. Tu poți să spui ce vrei, eu înțeleg ce-mi trebuie sau ce vreau. Și este o zi a transformării, pentru că avem arcana fără nume, avem moartea, care spune că situația se poate schimba și nimic nu este pierdut sau nu este totul pierdut. Să vedem. Asul de monede numărul 1, asul de cupe acesta turcoaz numărul 2. Să vedem. În variantă scurtă. Libertate. Te poți elibera de tensiune sau cineva nu stă la discuții. Acea doză de egoism despre care am vorbit. Deși energia aici este bună și ajută să ne eliberăm de tensiune. Realmente de tensiune. Rezistență. Să ne eliberăm de rezistență. Fie este vorba despre reziliență, despre capacitatea ta de a te adapta la noi situații de viață, fie este vorba despre o situație care se poate încheia. Punct și de la capăt. Se transformă total. Ceva pur și simplu dispare din viața ta sau trebuie neapărat să finalizezi o chestiune anume pentru a începe ceva nou sau pentru a te putea vindeca, pentru a putea fi bine. Turnul, sigur că da, de ce nu? 8 de cupe, vești extraordinar de bune, 6 de spade, 6 de cupe, foarte bine. Poate fi aici revederea cu cineva drag dintr-un trecut îndepărtat. Revederea cu cineva cu care nu credeai că te mai vezi vreodată. Cineva, o persoană care a făcut parte din viața ta, nu neapărat la nivel amoros,
Dar a însemnat ceva important în viața ta și acest lucru ți acum îți dă putere să continui, să stai pe linia de plutire pentru a putea progresa, pentru a putea avansa. La nivel de relație aici sunt surprize. Fie se încheie o perioadă foarte stresantă din viața ta și poți cunoaște pe cineva. Pur și simplu, poți intra în acord cu cineva. În fiecare zi poți cunoaște pe cineva. Este vorba despre acea idee pe care am povestit-o acum ceva timp, că orice obicei nou are nevoie de 21 de zile pentru a fi implementat. Un mod de gândire, un mod de a fi. Lucrurile se pot schimba de pe o zi pe alta, dar în etape. Poți cunoaște pe cineva nou, așadar, dacă ești singur. În zona relațiilor deja formate. Pot exista mai multe alternative astăzi aici. Fie să te eliberezi de o situație foarte stresantă, să spui stop. Dacă nu se schimbă ceva, eu plec. Sau poate fi vorba despre faptul că ajungi în sfârșit la o concluzie după lupte, după rezistență multă, după mult haos sau mult conflict cu omul de lângă tine. Pentru că îți dai seama că sunteți de fapt prieteni buni, pentru că îți dai seama că de fapt vă iubiți, pentru că îți dai seama că acolo este ceva, este o poveste de viață, este o istorie care merită efort din partea ta și din partea partenerului sau partenerei tale de viață. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, această vibrație vă spune clar. Dacă exista disonanță acolo, înseamnă că nu ați fost pe aceeași lungime de undă. Pentru unii dintre voi, pentru cei care rezonați cu acest potențial. Și este momentul, a venit momentul să ai încredere în tine, în viața ta. Să nu mai opui rezistență, să nu mai stai aici în durerea cu care te-ai făcut frate sau soră, ci să mergi către drumul tău pentru că poți întâlni un alt suflet pereche. Poate reveni persoana cu care ai avut anterior o relație, doar că trebuie eliberată această rezistență. Ori au existat aici lucruri foarte dense, foarte grele, cuvinte, gânduri pe care vi le-ați spus reciproc și trebuie curățată acea energie, trebuie curățat egregorul relației voastre pentru a vă putea împăca, ori trebuie o discuție foarte, foarte serioasă pentru că până acum, la modalitatea în care au rămas lucrurile, nu se poate face nimic dacă nu apare această transformare și această schimbare, atât din partea voastră, cât și din partea partenerilor voștri. Scurt și la obiect ne spune energia astăzi. Turnul. Te eliberezi de stres, de furie, de egoism, de lucruri care te-au secat de energie. Te eliberezi pur și simplu. Găsești acum modalitatea de a ieși din blocaj, din închisoarea minții. Vezi locuri noi, vezi oameni noi, vezi soluții noi la problemele vechi. Șapte de monede este respectul pe care tu însuți sau însăți ți-l acorzi ție și cumva ai timp. Uite, de acum ai timp să faci anumite lucruri. Respect pentru munca ta și șase de spade, așa cum ne-am obișnuit, mesajul este clar și limpede. Să mergi înainte pentru că ai parte de suport, pentru că ai forță să mergi pe drumul tău, chiar și singur, pentru că te așteaptă cineva, îți poți găsi un om cu care să faci echipă, pur și simplu este o zi care te susține să te schimbi, să se schimbe ceva bine în viața ta sau să faci noi demersuri pentru că vei găsi soluții, vei găsi modalități în care să te descurci. În zona profesională se încheie o situație foarte stresantă, se aplanează un conflict, o ceartă. Cineva conflictual de la locul tău de muncă s-ar putea să plece, să-și dea demisia. Sau poate tu. Astăzi ai vreo stare atât de încărcat, așa, emoțional, încât îți vine să-ți dai demisia. Gândește-te foarte bine ce te ține la locul de muncă sau ce te împiedică să pleci către un alt loc de muncă, pentru că de îndată ce îți este clar, aici s-ar putea să fie munca ta, s-ar putea să fie obișnuința, s-ar putea să fie rutina, s-ar putea să fie un obicei care a prins rădăcini acolo și obiceiul se schimbă, așa cum am menționat, în 21 de zile și de îndată ce te hotărăști, de îndată ce îți este foarte clar pentru că ți-aduce ziua
claritate mentală să faci o schimbare importantă în viața ta, vei ști ce ai de făcut pentru viitor. În zona medicală ai un conflict, ai avut zile tensionate, să spunem așa, sau există aici provocări la nivel de sistem nervos. Atenție la coloana vertebrală, atenție la nervul vag, atenție la ceea ce simțiți, atenție la ceea ce gândiți. Cumva să nu vă simțiți bine pentru că v-ați obișnuit voi să nu vă simțiți bine. Există o modalitate prin care să reevaluați și starea voastră de sănătate și gândurile și starea voastră emoțională, pentru că, uite, puteți să vă regenerați corpul, să ajungeți ca în tinerețe sau să vă întineriți la nivel celular și biologic corpul. Cei care v-ați despărțit trebuie să renunțați la orgoliu. Voi sau o persoană de care v-ați despărțit voi. Însă aici există rezistență. Există impedimente în sensul că nimeni nu vrea să cedeze. Toată lumea crede că a avut dreptate. Poate vă ajută acest mesaj. De îndată ce intrați în vibrația empatiei și toată lumea are discernământ la masa negocierilor, există șansă de împăcare. Cei care sunteți singuri, puteți să vă reîntâlniți cu cineva, cu o fostă iubire din tinerețe, din copilărie sau cu cineva cu care să simțiți cumva o conexiune foarte specială de tip suflet pereche. Iar cei care sunteți în relații deja formate, v-ar ajuta foarte mult să înțelegeți de ce se repetă niște situații în mod frecvent în viața voastră, pentru că s-ar putea să fie din cauza criticilor sau a așteptărilor prea mari unul de la celălalt. Atunci când îl criticăm pe cel de lângă noi, nu obținem ceea ce vrem noi, dar când spunem ceea ce simțim noi și spunem o dată, spunem de două ori, spunem de trei ori, omul de lângă noi poate să ne înțeleagă și să-și schimbe comportamentul sau nu și-l schimbă și atunci acel lucru grăiește foarte tare. Spune despre relație faptul că suntem într-o zonă de sacrificiu și că ceva trebuie să se schimbe. Distanță. Tu și partenerul, modalități de apropiere fizică sau emoțională, sau v-ați îndepărtat foarte mult unul de celălalt când vine vorba despre relații. Și acest conflict, rutina, societatea, programările pe care le avem toți, fără excepție, în minte, au scopul de a ne îndepărta de îndată ce noi asigurăm perpetuarea speciei. Luați aminte aceste lucruri, căutați și cercetați singurei și atunci veți vedea că gândurile și tot ceea ce trăim și tot haosul în care ne regăsim viața în ritmul acesta alert ne face de multe ori să îi luăm de gata pe cei de lângă noi sau să omitem din vedere detalii mărunte, dar foarte importante din viețile noastre, pe care acum, dacă le conștientizăm, pe care acum, dacă le validăm, le luăm la cunoștință, ne putem schimba viețile. Poate fi vorba despre faptul că v-ați îndepărtat sau vă îndepărtați de cei dragi vouă din cauza persoanelor din exteriorul vostru, din cauza știrilor, vă certați sau discutați despre subiecte care au legătură cu știri externe și ajungeți în situații de conflict pentru că nu știu ce țară nu își consolidează barajul și are parte de inundații. Tot soiul de lucruri din acestea care nu au nicio legătură de fapt cu traiul vostru. O informație care vă poate ajuta de asemenea. Și sănătate. Provocările de sănătate care pot apărea au gânduri foarte dure în spate, gânduri care persistă sau gânduri foarte vehemente, foarte lipsite de flexibilitate. Adaptarea, acceptarea, schimbarea mentalității te ajută să ieși din blocaje și să îți întinerești corpul. Atenție la trafic astăzi. Abundență. Practic, voi aici dați tonul. Dacă vă enervați astăzi, să știți că vă puteți duce până la cote foarte înalte de
treburi nervoase. În schimb, dacă vă liniștiți, să știți că repede, repede, repede intrați așa într-o frecvență mai optimistă și lucrurile se aranjează mai bine. Este o zi cu abundență și abundența asta poate veni și cu inundații. Atenție, pentru cei care locuiți în zone predispuse la inundații, atenție la inundațiile din casă sau atenție la trăirile voastre astăzi. Calm și liniștit, mergeți, indiferent de ce aveți de făcut, nu vă grăbiți, nu vă enervați pentru că nu vă ajută la nimic. Ziua de 14 aduce clar un echilibru. Știți cum este viața noastră? Rece, cald, rece, cald. Pentru unii dintre voi poate fi un șoc după o lungă perioadă de timp să stați de vorbă cu cineva, o persoană care a dispărut pur și simplu din peisaj, din viața voastră, și să fie un șoc de reluare așa, sau să vă aducă niște gânduri, niște amintiri în partea conștientă care vă ajută acum să vă lămuriți. Vă ajută în zona voastră de discernământ, de realism, înțelegeți niște lucruri, este evoluție spirituală pentru toată lumea. Surpriza, vedeți? Elementul de surpriză astăzi. Eu zic că pot fi și surprize favorabile, pentru că, uite, avem aici balanța. Câștigi ceva unde cineva te-a tratat cu lipsă de respect astăzi, unde a existat neînțelegere, lipsă de comunicare. Astăzi tu ai un câștig. Moderația este cheia. Sau, uite, în sfârșit, cumva cineva primește ceea ce merită. Este o situație karmică aici care se reglează. Raza mea de soare, o întorsătură de situație înspre bine, în favoarea ta, o bucurie, o ieșire în oraș sau o deblocare a unei situații complicate, coloana vertebrală și sistemul nervos, așa cum am menționat, pe care îl poți regla prin lucruri care te bucură. Muzică bună, lucruri care te bucură, fluturile sau transformarea, se schimbă ceva, dar înainte de a se schimba vei avea cumva de furcă, de a face cu o situație care te declanșează. Poate nu pe toți, dar s-ar putea să te stârnească ceva astăzi și în esență tu să-ți dai seama de niște lucruri mai profunde de atât. Unii dintre voi aveți pe cineva aici care este foarte invidios pe voi, e cineva care vă invidiază atât de tare, foarte tare, vă invidiază cineva pentru modul vostru ușor de a face lucrurile, nu înțeleg invidia, dar suntem diferiți, da, uite, o vulpe, sunteți foarte isteți, foarte inteligenți voi și o persoană anume vă invidiază. Doar că persoana asta are de învățat de la voi. Mai bine ar învăța de la voi decât să vă invidieze. Capricornul, racul. În rac îl avem pe Marte și în Capricorn luna, este energie cardinală. Toată lumea este activă sau acționează rapid. Și poate acționa rigid, poate acționa agresiv. Să vă calmați astăzi sau să luați cele mai bune decizii pentru voi și familia voastră sau ținând cont de toată lumea în echilibru. Tata, mama, în echilibru masculin-feminin, nebunul. Pentru că se regenerează situația, o luați de la început. Inițialele sunt F, L, X, P, R, J și F. Intervine cineva aici, între voi și o anume persoană, și încearcă să amelioreze un conflict. Sau aveți pe cineva care intervine în casa voastră, intervine în relația voastră, la locul vostru de muncă și vă bagă cumva bețe în roate. V-am spus, vă invidiază cineva, încercați să vă dați seama cine este și încercați să ieșiți din acel conflict pentru că nu vă ajută. Un aeroport mare sau este foarte mult trafic sau aveți foarte multe treburi de făcut, le faceți pe rând, rând pe rând, se liniștesc treburile pe weekend. Un flux al bucuriei. Permiteți-vă să vă liniștiți pentru că vine o perioadă mai bucuroasă. Vin bucurii către voi aici. Vă eliberați de acest stres. Să știți că ziua aceasta poate aduce multe surprize, dar care vă ajută să scăpați odată și pentru totdeauna de ceva foarte complicat. Atenție, dacă sunteți gurmanzi, vă plac mâncărurile bune, la carnea tocată, la alimente grele, unii dintre voi vă aranjați
Dacă aveți probleme cu tenul, să știți că în produsele cosmetice sunt tot soiul de compuși chimici care vă afectează. S-ar putea să aveți un fel de alergie, pielea este un organ care apără, deci cumva să vă simțiți neputincioși. Aveți putere să... Poate nu trebuie neapărat să înfruntați pe cineva, ci să întoarceți spatele și să plecați, pentru că și tăcerea este un răspuns. Se amplifică ceva, de 2 ori mai mult. Este de 2 ori mai mult, fix de 2 ori mai mult. Dacă aveți de negociat ceva, fiți atenți la procente, 20% sau de 2 ori mai mult, în funcție de cum aveți contextul acolo și repere sănătoase. Gândiți-vă la cei mai înțelepți oameni pe care îi cunoașteți voi și luați-i ca exemplu oameni care au reușit pentru că vă pot oferi niște repere sănătoase în deslușirea unor situații din viața voastră, acolo unde aveți acum nevoie de ajutor. Pentru că există o creștere. Există creștere în viața voastră, poate nu vedeți acum, dar veți vedea pe măsură ce mai trece timpul. Mulțumesc tare mult! Pentru cei care ați ales acest as de cupe verde, să vedem ce spune energia. Un pic de agitație. Gaslighting. Aveți în jurul vostru pe cineva arogant? Cineva care încearcă să manipuleze o situație, care tot încearcă să schimbe o situație în favoarea sa sau care are nevoie de niște beneficii din partea voastră, cineva care s-ar putea să vă subestimeze astăzi, să fiți atenți. Sau voi să nu faceți aceste lucruri pentru că nu vă vor aduce niciun fel de beneficiu. Și aici avem cameleon. Exact ce am spus. Și numărul 50. Poate fi vorba și despre faptul că aveți treabă pe la diverse autorități și știți cum suntem tratați noi când vine vorba despre autoritățile statului. Poate fi vorba și despre diverse debate-uri din astea politice la care vă uitați pentru repere, eu cu cine votez. Sunt și tot soiul de situații, precum am spus în introducere, unde dai și unde crapă. Știți acel schimb celebru de replici? Nu trage domn Semaca, sunt eu lăscărică. S-ar putea cineva să se dea aliatul vostru într-o anume poveste și să nu fie sincer, sau s-ar putea pur și simplu cumva cineva să încerce să vă convingă de niște lucruri anume. Discernământul este cheia astăzi și alchimia. Luați și voi lucrurile care vă avantajează pe voi și filtrați prin rațiune. Cercetați foarte mult înainte de a lua o decizie, pentru că nu este nici așa, nici așa. 5-5, multă schimbare. 9 de monede. Moartea și transformarea. Pajul de cupe, 7 de cupe. Da, s-ar putea ca cineva să fie în preajma voastră și să profite de un moment de slăbiciune al vostru sau de o lipsă de informație pe care voi o aveți, să vă trimită aiurea pe drumuri, să faceți mai multe drumuri decât ar trebui sau cineva care știe că are puterea cuvântului să încerce să vă influențeze în anumite demersuri sau să fie cineva care pur și simplu este foarte arogant, care se crede mai deștept, mai pregătit profesional. Voi aveți puterea să știți să gestionați aceste lucruri, ba chiar să întoarceți problema în favoarea voastră și cu cât veți fi mai amuzați de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, cu atât mai bine. În zona relațiilor, astăzi mai bine singur, ceva de genul acesta, nu pentru că sunteți despărțiți, nu pentru că v-ați despărțit, ci pentru că este vorba despre o căutare, despre o intenție. Astăzi este o zi pentru suflet. Pentru voi, în mod deosebit, astăzi este o zi în care cumva să știți că lucrurile se întâmplă cu sau fără voia voastră. Fie că vorbim despre partenerii voștri de viață, fie că vorbim despre copiii voștri, se întâmplă aici niște lucruri care vă dau de gândit. 3 de băte, 10 de băte, 2 de monede, 8 de monede. Unii dintre voi aveți alături o persoană
conform proverbului, rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Deși voi v-ați îndepărtat așa de la scara voastră de valori, de la ce ar trebui să însemne un cuplu sănătos și fericit, cumva agreați inconștient în fiecare zi să rămâneți în aceeași situație, bine că e liniște în casă, pentru că până la urmă, hai că merge treaba și așa. Și s-ar putea să fie nevoie să vă gândiți foarte realist la relația voastră, la timpurile în care ne regăsim, la ce aveți de făcut, pentru a lua o hotărâre. Nu astăzi, nu mâine, dar să vă gândiți ce vreți de la viață, pentru că nu știm niciodată ce ne aduce viitorul. Sau poate fi cineva care cumva este conștient de faptul că are putere, forța asupra voastră, poate fi forță că este dominantă persoana aceasta sau poate fi vorba despre o persoană foarte abilă, foarte isteață, care aranjează așa narativa în favoarea proprie sau depindeți financiar de cineva. În cazul în care depindeți financiar de cineva, energia vă sugerează clar, scurt și la obiect, că vă puteți descurca și singuri. Pe de altă parte, cei care sunteți singuri, să știți că puteți cunoaște pe cineva, atât că trebuie să fie o alegere foarte conștientă, pentru că s-ar putea să fiți nevoiți să renunțați la spațiul vostru sau la obiceiurile pe care le aveți, să vă schimbați rutina și asta vine la pachet cu multe lucruri și cu multe implicații, cu ieșirea din zona de confort. Cei care sunteți în zona aceasta a relațiilor de cuplu, pentru a vă ușura viața, cumva trebuie să nu mai luați deciziile singuri, să produceți o uniune aici, pentru că sunteți fiecare pe drumul lui și fiecare așteaptă de la celălalt, dar împreună trebuie să faceți lucrurile împreună, să faceți cumpărăturile împreună, să gestionați și să administrați căminul vostru. Lucruri foarte importante de care puteți ține cont acum, pentru că da, unul face în stânga, unul face în dreapta, dar ar trebui să existe aici un acord comun, un plan, o discuție, ce facem mâine. Sper să mă fac înțeleasă, iar cei care sunteți în perioada de separare, ori luați o hotărâre să vă îndepărtați de acest miraj al omului pe care cândva l-ați iubit și vă vedeți de drumul vostru, pentru că puteți integra, puteți trece peste tot ceea ce s-a întâmplat și puteți merge mai departe, atât că aici există un fel de recidivă. Mereu pic în aceeași oală a melancoliei, cumva ceva mă face mereu să mă întorc la acel punct T0 de unde mi-am pierdut speranța, nu cred că mai este posibil, etc., etc. Omul de care v-ați despărțit voi trebuie să se maturizeze. Nu este un om cu discernământ sau poate să fie parte de situații de viață care v-au dus aici, dar fiecare trebuie să le conștientizeze pe cont propriu. În zona planului material, voi puteți avea aici o reușită, trebuie doar să fiți un pic mai hotărâți, pentru că s-ar putea să aveți nevoie să depuneți un efort. E nevoie de efort aici pentru a obține ceea ce vă doriți voi, să acționați cumva anume. Unii dintre voi așteptați o schimbare pe care o puteți face pentru că sunteți epuizați, pentru că vă este teamă de schimbarea respectivă și pentru a avea o viață bună este nevoie de efort și de acțiune în spate. Move on, mergi mai departe. Asta îți spune și arcana moarte, asta se aplică și la nivel de relație, asta se aplică și la nivel profesional. Ceva nu merge. Ce pot face eu acum pentru a-mi îmbunătăți viața, pentru a-mi îmbunătăți relația? Singur mă pot schimba pe mine, dar sunt două alternative. Ori și partenerul meu de viață se aliniază în funcție de atitudinea mea, de energia mea și lucrurile merg bine, ori el rămâne acolo unde este pentru că nu poate evolua și eu învăț singur de viață în continuare, fără să mă doară, pentru că am evoluat, sunt înțelept și am înțeles cum stau lucrurile, că nu pot căra în spate pe cineva. Apoi, la nivel medical, cărați în spate niște griji care nu sunt ale voastre sau trecutul. Și a venit vremea să vă eliberați, puteți lua această hotărâre. Nu este o schimbare care se face ușor, dar sunt obiceiuri care se implementează treptat, pentru care trebuie să fiți conștienți și în fiecare zi să faceți câte puțin pentru binele și sănătatea voastră. Gold digger.
Cineva invidios. Cineva care vrea să-i fie bine doar lui sau doar ei. Alții dintre voi s-ar putea să trageți lozul cel mare astăzi sau ar trebui să fiți foarte orientați către ceea ce vă doriți, pentru că altminteri nu puteți face față. Ar trebui să fiți foarte atenți zilele acestea la ce se întâmplă în viața voastră, mai ales la nivel financiar. Pe de altă parte, unii dintre voi să știți că sunteți epuizați la maxim pentru că permiteți oamenilor din jurul vostru să vă exploateze cumva, emoțional, profesional, internship. Se poate învăța cum să mergeți mai departe. Unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să luați niște decizii când vine vorba despre cheltuielile pe care le aveți cu ai voștri copii. Sau copiii voștri să devină foarte maturi și responsabili de propria lor viață. Puțină educație financiară aici nu strică, poate să meargă la lucru, să se susțină cumva singuri sau să implementați un sistem din acesta în care, dacă vă ajută, sunt răsplătiți, pentru că altminteri nu vor fi pregătiți pentru viață. Și micromanagement, un pic mai multă atenție la detalii. Pe de altă parte, cei care sunteți foarte epuizați la locul de muncă, este foarte bine că sunteți profesioniști, este foarte bine că faceți atâtea lucruri, dar din când în când trebuie să vă amintiți că sunteți doar un om, serviciul azi este, mâine nu mai este, este doar un rol acolo și nu este toată viața voastră despre locul de muncă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Nu puteți controla totul, mai este un mesaj pentru unii dintre voi. Bună, îmi vine să plâng. Atenție că s-ar putea cineva să bată din picioare, să vă ceară bani sau să-și ceară drepturile sau să încerce așa o mică manipulare, după cum am spus, sub acest gaslighting, sau cineva să vă trateze cumva manipulator. Exact așa. Dacă sunt copii, puteți face listă pentru cadouri de Crăciun. Pe de altă parte, situațiile se vor aranja, se vor transforma până în perioada Crăciunului, ceva ce acum pare dramatic, obositor, se poate schimba până în decembrie, mai ales când iese și Neptun din retrogradare. Este vorba despre o vindecare, despre o legătură pe care o aveți aici cu cineva și vă puteți convinge dacă este timpul să construiți, să mai construiți sau să tăiați răul de la rădăcină. Este o bucurie în planul financiar pe care o aveți, câștiguri, plăți pe care le puteți acoperi. Uite, norocul, o inițiativă a cuiva sau o șansă nesperată, noroc. Unii dintre voi chiar mare noroc, ia uite ce de bucurie. Pentru unii să reparați ceva, să remediați un rău făcut, să achitați o datorie sau pur și simplu să vă găsiți un alt loc de muncă sau să vă găsiți un loc de muncă dacă nu aveți deja. Unii dintre voi veți fi foarte ocupați în perioada ce urmează. Atenție că sunt persoane în jurul vostru care zâmbesc frumos, dar au interes și puteți demasca. Am spus la început de săptămână că sunt aspecte între Mercur și Uranus care demască, scot la suprafață adevăratul caracter al oamenilor în perioada ce urmează. O bucurie neașteptată poate fi aici. În relație, legătură cu relația sau în legătură cu un câștig sau se face dreptate într-o anumită privință. Să știți că voi aveți așa cumva parte de fel și fel de intrigi prin culise, dar pe care le rezolvați. Veți putea demasca orice oportunitate din asta de abuz. Inițialele sunt PM și F. Masculin și feminin, masculin și feminin. Cu empatie și fermitate puteți rezolva foarte multe lucruri. Nu înseamnă că dacă sunteți bărbați nu puteți fi empatici sau femei nu puteți fi foarte active, foarte determinate. O surpriză din partea unei energii masculine sau din partea mamei. Ceva a ajuns să fie foarte mult, foarte mult. Este un apogeu aici și trebuie o schimbare de direcție
destul de repede pentru a vă putea voi liniști. Alții dintre voi, atenție la parcări, atenție cum vă găsiți mașina parcată, mai ales pe la spațiile comerciale sau nici nu mai contează, de fapt, atenție, că s-ar putea să fie nevoie de niște reparații. Într-o după-amiază, vestea asta poate veni spre seară sau pur și simplu spre seară, așa vă simțiți voi copleșiți de emoțiile voastre și vă puteți relaxa, dar nu cu un film bun, desigur, ci mai degrabă cu liniște, cu chestii care vă bucură sufletul. Iar alții dintre voi să știți că sunteți cumva vorba lui Al Pacino. Ori de câte ori vreau să ies din asta, mă trag înapoi. Este nevoie aici să fiți propriul vostru maestru, voi să vă urmați pe voi, să fiți atât de calmi și de buni și de înțelepți în perioada ce urmează pentru a depăși aceste situații care v-au încărcat. Odată finisate, rămân încheiate pentru totdeauna. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!